35 de școli din Republica Moldova vor trece printr-un amplu proces de transformare în cadrul proiectului Rețeaua Școlilor Modele. Instituțiile de învățământ vor beneficia de investiții pentru a-și îmbunătăți infrastructura, dotarea cu tehnică și metodele de predare. Proiectul a fost lansat astăzi. Rețeaua Școlilor Modele este un proiect al Ministerului Educației de la Chișinău. Autoritățile au ales 35 de școli din Republica Moldova, astfel încât acestea să fie un model atât din punct de vedere a infrastructurii, cât și a metodelor de predare. Liceul Eminescu Căușeni este cea mai mare instituție din sud-estul Republicii Moldova, cu 1230 de copii. Se va pune un accent primordial pe schimbarea conceptului învățării și la nivel de infrastructură se va moderniza, începând cu obiectele de sanitate, săli modernizate, laboratoare digitale. Presupune continuarea dotărilor și atingerii standardelor la nivel înalt a tuturor domeniilor, atât pe resurse umane, cât și pe resurse materiale. Primele 10 școli vor intra în procesul de schimbare chiar în acest an. În fiecare instituție se vor face investiții de aproximativ 2 milioane de euro. Deci, din cele 70 de milioane necesare, avem 14,5 milioane identificate cu suportul partenerilor, Banca Mondială, UNICEF, UNDP, USAID. Vorbim, în primul rând, despre o schimbare a școlii, a modului în care se predau lucrurile, în care sunt organizate procesele, despre starea de bine a copiilor, despre incluziune realizată cu succes și, bineînțeles, despre investiții în infrastructură, dotări, echipamente, laboratoare digitale. Aceasta constă în îmbunătățirea practicilor de predare, atunci când vorbim de cadrele didactice, de un program de recuperare a învățării pentru elevii dezavantajați și, printr-un mediu de învățare îmbunătățit. Potrivit programului pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2022, 7 din 10 elevi din mediul rural nu ating un nivel minim de competență la citire și matematică. Responsabilii își propun implementarea proiectului până în anul 2025. Între timp, însă, ministerul are misiunea de a găsi bani și pentru celelalte instituții de învățământ.